Lasă jos. Salut, ciobănaș, astăzi vreau să vă arăt ce le dau la miei. Amestecul, vă arată fratele meu. Deci, porumb, grâu, ovăz, floare. Și lucernă, o să vă arăt și lucerna. Acum o să le pună în valaie. Deja ei abia așteaptă să mănânce. Și-o punem în continuare. Așa, umplem toate vălăile. După aceea le dăm lucernă. Ei mănâncă toți. O să stea toți la vălăie. Când e aproape gata cu amestecul, o să le punem lucernă. Ei sunt separați. Oile sunt afară. O să vi le arăt. Și oile rămân aici. După aceea pleacă la iarbă. Și ele au primit boabe de dimineață, le-am dat și fun. Astea sunt cu miei mari. Dincolo sunt miei mai mici și dincolo cei mai mici. Aici pregătesc miei pentru a merge și ei în cealaltă parte. Așa sunt miei mai mici și pe ei separ. Le-am pregătit și lor aici un vălou mai mic. Ăștia au peste o săptămână. După ce mănâncă boabele, le dau lucernă. Cam asta le dau. Aici am mielarul pe timp de noapte. Aici le pun lucernă. Și aici am 3 vălăie. Acum am luat unul din ăsta mic de aici și l-am pus afară. Au 3 scări și aici mănâncă și noapte. Miei o să mănânce tot, nu o să rămână nimic. Iar când o să termine tot de mâncat, o să le pun lucernă. Până atunci nu le dau nimic. Să mănânce tot. Deci ei mănâncă cam un sac de 50 de kilograme, cred, de amestec.
Vedeți că sunt aproape toți, sunt doar câțiva care sunt sătui sau... Hai mă, du-te și tu mănâncă. Hai, du-te și mănâncă. Dă-i drumul la mâncare. Hai, bagă-te acolo la mâncare. Ce, ai mâncat prea mult, a? Te-ai înecat. Aici o să le pun lucerna, o să scot funul ăsta vechi. Ce au avut oile și o să pun lucernă. Și până când vin oile, ei mănâncă lucernă. Puteți să-mi lăsați întrebări și eu o să vă răspund sau o să fac o filmare în care o să vă răspund dacă cumva vreți să vă zic ce fac eu mai interesant la ei sau ce le dau eu. Cam asta le dau. Altceva nu le dau nimic. Dar dacă ei se învață de mici să mănânce, orice miel să face. O să fac un vlog în care o să vă arăt câte kilograme am. Chiar sunt curios, nu am cântărit niciunul. Eu sper să aibă cei mai mari peste 20. Am câțiva mai mari. Ce sfătați de prin 10 ianuarie. Oi, fătările a început pe la 1 ianuarie. Dar nu au fătat atunci la început atât de multe. De prin 15 a început să fete mai bine. Cam asta le dau.